Da, se numește neuroteologie, a plecat din neurologie, o ramură, neuroteologia, care dovedește că în creierul uman sunt o grămadă de elemente care fac legătura între om, creierul lui, și Sfința Supremă. S-au dovedit pe bază de EEG-uri computerizate, pe bază de RMN-uri funcționale, s-au făcut și o hartă religioasă a creierului, s-au găsit anumite puncte care funcționează mai rapid, mai dedicat în timpul rugăciunii, alte puncte care funcționează când rogi să te ajute Dumnezeu pentru anumite lucruri. Toate aceste hărți cerebrale nu sunt făcute întâmplător, sunt dovedite, și asta ar fi, este și suportul neuroteologiei, și asta ar fi un element de discuție liberă, non-obligatorie, oftiți facultativă, cu studenții, să ne uităm chiar la această poză supremă pe care o vedem. Este pe Capela Sixtina, pictat de către Michelangelo, 1508-1512, pictează Capela Sixtină, și din această pictură în care Dumnezeu întinde mâna către Adam, uitați-vă cu multă atenție, doi anatomiști au descoperit și au spus: atenție, Dumnezeu este într-o structură, iar structura în care se află Dumnezeu este creierul uman. Deci Michelangelo, când l-a pictat pe Dumnezeu, l-a pictat într-un creier uman. Este fantastică această idee și întinde mâna, degetul, către Adam. Ce îi transmite? Îi transmite genetica, îi transmite energie, îi transmite viață, îi transmite credință, sau toate la un loc. Asta am scris la un moment dat în această carte și sunt convins de aceste lucruri pentru că Michelangelo era un om foarte credincios și a avut și o frază când Roma era sub asaltul trupelor franceze să fie ocupată, bătălia între papă și trupele franceze, a avut o frază cu totul ieșită din comun: dacă Dumnezeu ne-a făcut, nu se poate să ne părăsească. Ne aflăm în 1511. Da. Este foarte interesant. Deci ca ajungem la aceste lucruri care ne par poate învechite, să ajungem să dovedim științific că ele există și sunt reale. Ușor, ușor știința se aliniază cu... Este dovedit. Cel mai mare, probabil, gânditor, fizician și encicloped, Einstein, Albert Einstein, nimeni nu poate să-l contrazică. Și spune, dacă beau paharul de știință până la mijloc, poate că rămân ateu. Dacă îl beau tot paharul științei, devin credincios. Cele două merg mână în mână, religia și știința sunt întotdeauna mână în mână. Una fără alta nu se poate. Deci și spune, știința fără religie șchioapătă, religia fără știință este oarbă. N-am spus-o eu, a spus-o Einstein. Deci un om, un gânditor, un encicloped, un fizician, un om pragmatic, care lucra cu cifre, care lucra cu niște formule extrem de complicate, poate să spună asemenea lucruri. Și mai adaugă că dacă ne gândim și ieșim, cu cât mai mult știm și ieșim în lume, în structura atomului, în structurile astrale, cu atâta constatăm că această lume este ordonată. Și care nu poate să fie decât un spirit suprem care a ordonat întreaga lume.